Investiții în derulare la Ciura. Administrația locală realizează un sistem de alimentare și distribuție de apă potabilă în comună. Proiectul cuprinde realizarea 5 rezervoare cu apă potabilă pentru a face posibilă racordarea tuturor locuitorilor din zonă. Se află, așa cum se vede în imagine, primul rezervor din sistemul integrat de alimentare cu apă în satele comunii Ciurea. Sistemul are o lungime de 75 de km de aducțiune și de distribuție de apă. Practic ajungem în toate satele și în fața fiecărei proprietăți, cu posibilitatea ca omul, dacă cetățeanul dorește, să se racordeze la sistemul public de apă. Pe lângă reabilitarea școlilor, grădinițelor și străzilor, în comună se lucrează intens la aducțiunea de apă potabilă. Până în acest moment au fost realizate 4 rezervoare din cele 5. S-au executat aproape 4 din cele 5. Ca încadrare în grafic a lucrărilor, suntem, cred că, cu cel puțin 4 luni de zile în avans. Finalizarea era undeva prevăzută către sfârșitul anului 2020, dar noi vrem să devansăm, pentru că seceta prelungită, așa cum vedem, iarna care nu mai a fost iarnă deocamdată, îi impune mărirea ritmului lucrărilor și vremea ne permite, dar cel mai important e că oamenii au nevoie de apă. Proiectul este finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală cu valoarea de 19 milioane de lei, bani asigurați de Guvernul României.